UPL vă recomandă microtiol special. Am revenit. Industria lemnului traversează o perioadă dificilă pentru că, pe de o parte, avem o criză a lemnului, pe de altă parte, avem o criză a prețului lemnului. Avem și mari probleme în ceea ce privește, hai să spunem, derularea activității acestei industrie. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Și astăzi a avut loc și un forum al pădurilor în care au fost trecute în revistă problemele actuale ale acestei industrii, dar iată, avem și o știre foarte proaspătă. O să vedeți imediat despre ce este vorba, pentru că întâi de toate vă prezint invitatul nostru de astăzi. Alături de noi este domnul Cătălin Tobescu, președintele Asociației ProLemn și director executiv al Ford Ag România. Bună seara, bine ați venit la AgroTV, vă mulțumesc! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Așadar, forumul lemnului a fost astăzi, a avut loc azi, cu discuții extrem de interesante, dar și o ordonanță care a apărut astăzi, o ordonanță de guvern, care se referă la evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice. Pare mai tehnic, dar am văzut la forum că lucrurile sunt foarte complicate în această evaluare de mediu și pot să aibă un impact foarte dur asupra industriei. Dar haideți să mergem pe rând. Mai întâi vă rog, Cătălin Tobescu, plecați de la temele așa mari pe care le-ați prezentat astăzi la forum. Forumul pădurilor, industriei lemnului și economiei verzi, așa cum este titlul complet al acestuia, este deja un eveniment de tradiție al sectorului, este la a șasea ediție, este un forum în care adunăm într-un format de dezbatere asociațiile profesionale din sector, de la proprietari de păduri, sector de exploatare, prelucrare a lemnului până la mobilă, cu mediul academic universitar și cu decidenți, în speță invitați Ministerul Agriculturii și Ministerul Mediului, astfel încât împreună să discutăm despre evoluțiile din sector, despre proiectele de acte normative care sunt puse în dezbatere, despre prioritățile sectorului. Ediția din acest an vine într-un context foarte tensionat, în care avem concomitent o criză în aprovizionarea populației cu lemn de foc și concomitent o criză în industria lemnului, având aceeași cauză, un deficit creat artificial de resursă pe piața lemnului, deficit de care tot vorbim și care se adâncește permanent, deficit care a condus, așa cum știm, la prețuri mari pe segmentul de lemn de foc, cu plafonarea prețurilor lemnului de foc, o măsură artificială, concomitent în industrie a produs o scădere a producției industriale, 16% în industria lemnului și creșteri foarte mari ale produselor din lemn, iar noi am atras permanent atenția că nu este vorba de o neapărat ceva care privește industria lemnului, pentru că până la urmă populația, prin prețul lemnului de foc și prin prețul produselor din lemn, este cea care plătește factura acestor crize. Oamenii din sectorul forestier chiar părăsesc sectorul, își găsesc alte activități, numai că România rămâne cu un deficit de resursă de lemn, rămâne cu o criză de lemn de foc și rămâne, sigur că da, iată, cu importuri foarte mari de mobilă care au ajuns să depășească 800 de milioane de euro pe primele 8 luni din acest an, deci până la sfârșitul anului probabil că se va ajunge la mult peste 1 miliard de euro. Sunt consecințe foarte serioase care ar trebui să fie atent cântărite de către decidenți atunci când implementează politici pentru sectorul forestier. Ajungem și la politici pentru sectorul forestier, pentru că vorbeam de această ordonanță adoptată astăzi de guvern, dar v-aș mai ruga să ne mai dați câteva repere din studiul PricewaterhouseCoopers, PwC, pe care l-am văzut recent și dumneavoastră ați analizat un pic, a scos câteva lucruri interesante de acolo. Printre altele, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în materie de hai să spunem, utilizarea maselor lemnoase, de tăierea maselor lemnoase, de prelevarea maselor lemnoase, adică suntem mult mai jos decât alte state și
și tăiem mai puțină masă lemnoasă decât crește ea în mod natural, din câte am văzut în acel studiu. E doar un exemplu. Am văzut și o analiză legată, de exemplu, de măsurile care au fost luate în ultimii ani pentru a încerca să oprească, să se stopeze sau să se micșoreze vânzările, tăierile ilegale. Deci dați-ne câteva repere, vă rog, din studiu. Sunt cifre pe care bazează pe statistica națională, pe inventarul forestier național, PricewaterhouseCoopers, la solicitarea noastră, a pus toate aceste cifre într-un studiu de sinteză asupra situației pădurilor, contextuale a pădurilor, arătând ceea ce știm cu toții, anual din recolt, din creșterea netă a pădurilor, rămâne nerecoltat în păduri un volum de 26 de milioane de metri cubi. Din inventarul forestier național știm că avem un stoc de masă lemnoasă pe picior de peste 2 miliarde de metri cubi, care crește continuu. Contrar unei percepții deformate, suprafața pădurilor României este în creștere ușoară, permanentă, pentru că avem terenuri care pierd încet, încet folosința agricolă, numai între 2010 și 2020, conform recensământului general agricol, sunt 600.000 de hectare care nu mai au folosință agricolă, deci peste tot unde sunt terenuri în pantă sau care nu se mai pot mecaniza, acestea rămân încet, încet fără folosință agricolă și pe aceste terenuri se instalează încet, încet pădurea. Deci, aici trebuie să spunem un lucru, domnule Tobescu, scuzați-mă, aici trebuie să facem acea precizare pe care ați făcut-o dumneavoastră astăzi la forum, și anume, noi, mă rog, luăm bani din PNRR sau avem o sumă alocată în PNRR pentru a împăduri terenuri, dar aceste terenuri care nu se mai folosesc pentru destinație agricolă, ele se împăduresc sau devin, mă rog, nu crește vegetația pe ele în mod natural, adică putem să facem, se întâmplă acel lucru și în mod natural, din câte vedem, fără să mai cheltuim acel miliard de euro sau cât e alocat acolo. Exact, lipsa de coordonare între Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii este evidentă, pentru că avem concomitent pășuni împădurite cu vegetație forestieră instalată natural pe 500-600.000 de hectare, pe care Ministerul Agriculturii plătește subvenții pentru a fi defrișate de această vegetație forestieră, cu toate că nu mai există încărcătură de animale pe aceste suprafețe, și concomitent Ministerul Mediului își propune și cheltuiește sume mari, adică vorbim de un program de împăduriri de 600 de milioane de euro, dar al cărui cost total se va duce peste 1 miliard de euro, ca să facem 56.000 de hectare de pădure, care o să vedem că e o țintă greu de atins. Deci avem sute de mii de hectare, 500 de mii de hectare împădurite natural, pe care plătim bani de la agricultură ca să le defrișăm, și concomitent plătim bani de la Ministerul Mediului ca să împădurim cu 1 miliard de euro, aproximativ 50 de mii de hectare. Este un nonsens economic, datorită unei incapacități de coordonare între Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii. Bun, o să ne întoarcem la analiză, dar haideți să intrăm în tema de maximă actualitate. Astăzi spuneam ordonanța privind evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice. E o mare problemă aici, vă rog să o explicați dumneavoastră pe înțelesul publicului, pentru că poate părea o problemă mai tehnică, dar ea are impact asupra întregii activități din silvicultură. Gestionarea pădurilor se face conform unor planuri, numite planuri de amenajare a pădurii, care se fac o periodicitate de 10 ani, sunt planuri prin care se integrează obiective de continuitate a recoltei de lemn, dar și obiectivele de mediu. Se stabilesc aceste principii care au condus ca România să aibă și s-a arătat astăzi. România are 90% din suprafața pădurilor cu structuri naturale, cu speciile naturale. Nu sunt culturi forestiere, așa cum
s-au transformat pădurile în vest, în vest întâlnim foarte multe specii artificiale și chiar specii exotice. Pădurile României au structuri naturale bazate pe regenerare naturală, tocmai datorită acestei continuități a gestionării pădurilor pe bază de amenajamente care le moștenim din perioada comunistă, când au fost obligatorii și s-au făcut pentru fondul forestier. Vestul a pierdut de foarte mulți ani aceste amenajamente silvice care fac să fie integrate aceste obiective de continuitate a pădurii și de mediu în gestionarea pădurilor. Deci avem păduri foarte frumoase datorită acestor amenajamente silvice. A fost o prezentare a domnului profesor Tudor Stănciu de la Facultatea de Silvicultură din Brașov, iar datorită unor vicii de procedură imputabile statului român, care nu a implementat corect o directivă europeană privind o procedură de evaluare de mediu, multe dintre aceste amenajamente silvice au intrat în vigoare fără să fie îndeplinită această procedură de mediu conform directivei respective, dar atenție, având o evaluare de mediu și un aviz de mediu emis de autoritățile române și fiind aprobate prin ordin de ministru. A fost sesizată Comisia Europeană de către ONG-uri de mediu care au speculat acest viciu de procedură și în procedura de infringement pe domeniul pădurilor care este deschisă de Comisia Europeană, unul dintre puncte este faptul că România aplică amenajamente silvice fără evaluare de mediu. Deci nu este o problemă de fond faptul că amenajamentele ar avea efecte de mediu negative. S-a arătat astăzi că problemele de tăieri ilegale sunt prin nerespectarea legislației silvice și amenajamentelor, niciun caz pentru că există amenajamente. Deci pe o problemă de neimplementare sau implementare incompletă de procedură, Comisia Europeană a spus trebuie să faceți ceva ca să implementați corect procedura. De trei ani de zile România nu face nimic. De trei ani de zile de când există procedura de infringement pe mediu, pe păduri, România nu face nimic ca să implementeze această procedură. Comisia Europeană a amenințat că se va ajunge în fața de contencios la Curtea Europeană de Justiție și sub această amenințare a Comisiei Europene, guvernul, înțelegem în urma unui comunicat de presă care a fost emis astăzi, că a aprobat o ordonanță de mediu nefericită care instituie retroactiv revizuirea evaluării de mediu pentru amenajamentele silvice care sunt în vigoare de 1, 2, 3, 5 ani, care au un aviz de mediu să aprobate prin ordin de ministru. Retroactiv însemnând că dacă un amenajament silvic are acest aviz de mediu, el trebuie să meargă acum să-l mai ia o dată, să mai facă o evaluare de mediu, asta e ideea. Exact. Conform oricărui principiu de drept, un act administrativ, în speță acel aviz de mediu odată emis de către statul român, nu se poate anula decât în justiție, prin acțiune în contencios administrativ. Deci statul român, pe dreptul românesc și internațional, nu poate să spună că acea evaluare de mediu nu este corectă, acel aviz de mediu emis pentru un amenajament. Contează efectul, au fost trei ordine de ministru care au vrut să instituie astfel de procedură, au fost anulate în instanțele românești, dar astăzi ministerul a preluat această reglementare printr-o ordonanță de urgență, care este la nivel de lege, care practic este inatacabilă, se poate ataca doar de către avocatul poporului, deci va produce efecte, iar aceste efecte înseamnă că 50-70% din suprafața pădurilor, administrarea pe 50-70% din suprafața pădurilor va fi afectată prin, practic, suspendarea aplicării amenajamentelor silvice până când se va revizui această evaluare de mediu. Deci riscăm să se producă efecte, să adâncească blocajul din sectorul forestier. Nu din vreo cauză obiectivă, așa cum spuneam, fundamentele sectorului sunt foarte solide,
pur și simplu prin incapacitatea statului român de a implementa niște corect și simplu și eficient niște directive europene, conducând la blocaje. Și acest lucru vine într-un moment în care oricum există o criză a lemnului, să-l numim așa, da? Adică prețul lemnului a crescut foarte mult, nu se găsește lemn pe piață câtă cerere există, de la industria mobilă până la lemnul de foc. Deci această nouă criză creată de stat ar putea să acutizeze și mai mult această criză și problemele industriei lemnului și criza lemnului în general. Cu siguranță efectele sunt greu de estimat astăzi, dar dacă vorbim de o suspendare a aplicării amenajamentelor pe 50-70% din păduri, chiar dacă volumul care va fi în piață va fi afectat doar într-o proporție poate de 20-30% mai puțin lemn legal în piață, înseamnă o adâncire în acest deficit de lemn în care deja ne-am afundat din anul acesta, din 2022. Da, și am văzut că astăzi s-a discutat intens la forumul organizat de dumneavoastră referitor la faptul că se putea proceda și altfel, adică nu era nevoie de ca aceste amenajamente silvice să se întoarcă fiecare să obțină avize și evaluări de mediu. Ele funcționează și funcționează bine, înțelegem, și în istoricul lor se vede și situația legată de mediu. Deci puteau să meargă în continuare pe aceste avize și eventual la momentul oportun sau la momentul în care ele expiră, se putea merge pe varianta nu de a se reînnoi, dacă spun corect. O să vă rog să completați dumneavoastră. Sigur că da, deci în acești 3 ani de când există această discuție pe evaluare de mediu au fost aduse foarte multe argumente. Noi am spus că poate și este, bineînțeles, evaluarea de mediu trebuie făcută, dar trebuie să fie o procedură așa cum se procedează în foarte multe state europene, trebuie să fie o procedură aplicabilă, simplă și niciun caz care să meargă retroactiv pe amenajamente în vigoare și care au un aviz de mediu. Paradoxal, în urma acestor dezbateri, Ministerul a solicitat chiar prin instrumentul de asistență tehnică de la Comisia Europeană în martie anul acesta, a solicitat asistență, a fost făcută o conferință internațională cu experți din 4-5 țări. Prezentările de la evenimentul respectiv sunt publice pe site-ul Comisiei Europene, în care s-a prezentat exact un model foarte simplu din Slovacia. Slovacia are niște norme tehnice pentru amenajare, exact așa cum are și România. Aceste norme tehnice sunt făcute în așa fel încât să integreze obiectivele de mediu exact cum are și România. Evaluarea de mediu se face pe norme, pentru aceste norme tehnice care se concluzionează că sunt făcute exact ca să integreze obiectivele de mediu, iar după aceea când se face un amenajament, respectându-se exact aceste norme emise de statul român, pentru că amenajamentele silvice se fac conform reglementărilor și prin firme autorizate și sunt aprobate de către statul român. Practic sunt niște acte de reglementare ale statului român amenajamentele silvice. Deci în momentul în care se finalizează amenajamentul conform normelor emise de statul român, se concluzionează că acestea sunt făcute conform tuturor acestor prescripții, prin aprobarea lor la nivel de minister, se concluzionează că impactul de mediu la acestora nu există impact de mediu și, practic, procedura de evaluare de mediu este integrată în procedura de elaborare a amenajamentelor silvice. Deci este o procedură simplificată care durează o lună sau două. La noi procedura de evaluare de mediu durează minim 8 luni, dar sunt foarte multe cazuri în care durează 2 ani sau 3 ani. Astăzi a fost și reprezentantul Regiei Naționale Pădurilor la dezbatere, care a confirmat că Romsilva
are blocate în procedura de evaluare de mediu 35 de ocoale, însemnând aproximativ 10% din suprafața pădurilor, iar blocajele induse de aceste evaluări de mediu, numai la nivelul Romțilva, înseamnă 10% din suprafața pădurilor. Am înțeles. Mai avem doar un minut, domnule Tobescu, o concluzie. Înțeleg că, totuși, în acest moment, industria pare a fi legată de mâini de picioare, adică ordonanța a apărut, se va aplica dacă nu intervine avocatul poporului, nu știu dacă puteți miza prea mult pe avocatul poporului, dar cred că puteți să faceți o întâmpinare acolo. Nu știu care mai sunt căile, să zicem, de rezolvare a acestui blocaj. Bineînțeles, este cumva un stil românesc să avem o problemă, să nu o rezolvăm, să așteptăm până în ceasul al 12-lea, iar în ceasul al 12-lea să luăm o decizie pripită pe colțul mesei. Asta s-a întâmplat cu această ordonanță. S-a aruncat piatra în apă. Va produce efecte în cursul următorilor 2 sau poate chiar 3 ani de zile și, bineînțeles, după aceea tot guvernul și noi cu toții vom trage ponoasele și nu vom mai ști să mai îndreptăm efectele acestei ordonanțe nefericite, pentru că aceasta va însemna un angajament în fața Comisiei Europene pentru a rezolva procedura de infringement și pur și simplu nu vom mai ști cum să ieșim din această dilemă, ori infringement, ori blocaj pe piața lemnului. S-ar putea să ne alegem și cu infringement și cu blocaj. Da, a spus mai devreme că nu e prea devreme să anticipăm și să anticipați efectele, dar ceea ce putem vedea acum este, cum spuneați, o parte a zonei silvice blocată de la recoltare, de la recoltarea lemnului, ceea ce înseamnă mai puțin lemn pe piață, ceea ce presupune că se încurajează această tendință de creștere a prețului. E corect? Cu siguranță, mai puțin lemn în piață, în condiții în care cererea în piață atât de lemn de focuri și de lemn pentru industrie rămâne, deci populația are nevoie, societatea are nevoie și de lemn pentru industrie, are nevoie și de paleți, are nevoie și de mobilă, lângă necesarul de lemn de foc. Evident, sunt produse esențiale, fără de care activitatea economică suferă. Și în condiții în care deficitul de lemn va fi foarte mare sau este foarte mare, impactul este din anul 2022, anul 2023, din păcate vine cu aceste evoluții nefericite. Vedem creșteri de prețuri la Regia Națională a Pădurilor, la licitațiile de masă lemnoasă pentru producția anului viitor, dar pur și simplu până când nu vom vedea și normele de aplicare ale acestei ordonanțe. Nu știm unde se poate ajunge. Nu știm unde se poate ajunge, se poate ajunge cu un blocaj chiar. Mulțumesc. Să mai spunem în încheiere că ați avertizat pe această temă și asupra prețului lemnului de foc, apropo de plafonare, și lucrurile au fost exact cum ați spus dumneavoastră, Asociația Pro-Lemn. Mulțumesc, Cătălin Tobescu, președintele Asociației Pro-Lemn și director executiv Fordac, vă așteptăm și în următoarea perioadă să mai discutăm pe aceste teme importante pentru spațiul rural românesc. Închidem aici această ediție, o încheiem aici. Vă invit ca de obicei să urmăriți jurnalul Agro TV la ora 19. Vă invit să rămâneți pe Agro TV. Vă doresc toate cele bune. Ne revedem mâine. Numai bine!